Am revenit din pauza de publicitate. Pentru cei care ați deschis mai târziu televizoarele, dacă este cazul, invitatul de astăzi este președintele Asociației Județene de Rugby, domnul Corneliu Ghenea. Vorbeam în prima parte a ediției de astăzi despre veștile bune și despre faptul că renasc echipele de rugby și echipa de handbal masculin. Ce lipsește? Că parcă totuși lipsește ceva din tot peisajul ăsta, domnule Ghenea. Ați fost foarte mult plecat prin lume și știți cum se învârt lucrurile peste tot, măcar prin Europa. De ce se poate în alte părți și la noi trebuie toată povestea asta cu voluntariat, proiecte peste proiecte, hai să vedem cum să renaștem. Nu cred că... În primul rând, în Iași, dar nu numai în Iași, în toată România au dispărut apetitul pentru sport. Adică apetit pentru sport înseamnă în ziua de astăzi mai mult să uiți la televizor sau, mă rog, pe altă mass media, să vezi meciul, cam ăsta ar fi apetitul pentru sport. Eu cu colegii mei de generații mergem duminica pe stadionul Tineretului și facem o miuță, ne jucăm noi acolo așa ca cât mai putem și noi. Vreau să vă spun că în cele mai multe zile, duminică dimineață de la ora 9 când ajungem noi până pe la 12 când plecăm, de cele mai multe ori nu este niciun copil pe stadion. Deci nici rare ori câte o grupă care nici nu știu de unde, nu-i cunosc, dar nu mă refer numai la rugby, la fotbal, nu-i nimeni pe teren, e pustiu, doi câini într-un colț acolo, înțeleg. Așa, a dispărut apetitul pentru sport, copiii la școală scot scutiri pentru sport, că îi strii, dacă nu faci tumba aia cum trebuie, îi scade media și el, de la matematică și de la română, obține medii mari și așa ar trebui, cred eu, și ăla care nu are aptitudini pentru matematică, scoate și el o scutire, că îi scade la media matematică, că el la sport ar lua notă mare. Aici aguneam. Dar, de principiu, a dispărut asta cu sportul, de când cu tableta, cu telefonul, cu nu știu ce, mă mică, ia telefonul, tăi, că stă acolo, papa, ce băia cu mintea mea, papa, stă acolo, uite, ha, nu-i trebuie mâncare, nu se zgârie, nu se murdărește, nu... Dar strică ochii. A. Nimeni nu se gândește la povestea. Parcă numai ochii, dar faptul că stai pe scaun ori sau în pat, ori și ori în șir, uite, sunt copii care am colegii mei, am prieteni, au copii care nu reușesc să mai discute unul cu altul, dar stau la masă la o savarină și vorbesc între ei tot pe telefon. Da. Și atunci asta ar fi prima. Nu există apetență pentru sport în rândul copiilor. Asta eu cred că este un lucru care se educă și aici cred că este sarcina, eu știu, Ministerul Învățământului, Direcțiile Județene, să-i scoată, nu știu ce, undeva în lumea asta s-a rezolvat problema asta, prin Franța, prin Anglia, prin Statele Unite, într-un fel sau altul. Poate și pentru că cei din Franța, Anglia, Statele Unite au infrastructură sportivă? Și infrastructură, dar totuși la stadionul Tineretului, de exemplu, sunt trei stadioane, trei terenuri, mă rog, așa, unde poți să te duci să joci un fotbal. Da? Da, ei, nu-i nimeni. Nu-ți trebuie numai, eu știu, Twickenham-uri peste tot, da? Îți trebuie și o toloacă, unde duci să dai cu chiciorul mic. Nu-i nimeni. Mergi printre blocuri. Nu sunt copii care joacă fotbal printre blocuri, într-o parcare acolo. Bine, că acum nu mai sunt locuri din cauza mașinilor. Dar nu sunt nicăieri. Nu mai spui că nici până la urma urmei, nici sportul nu este încurajat. Adică nu ai, dacă ai la un liceu oarecare, să spui, și ai doi copii, unul face sport și unul nu face și au aceleași medii, să spun. Ăla care a făcut sport nu are să spui că îi dai un 0,2% în plus, că a făcut o activitate extrasportivă și a reprezentat școala, județul, sau ceva, a făcut cea, n-are niciun avantaj față de celălalt. Păi, dacă ajungem în punctul în care, de exemplu, marele nostru sportiv Vlăduț Simionescu este premiat în cadrul unei gale a sportului ieșean, nu mai spunem unde și cum, da. Și pe diplomă scrie sport, judo, sport neolimpic. Neolimpic, la da. Ce să ne mai așteptăm? Păi asta este, cum întrebai tu, în primul rând, sportul trebuie diriguit de oameni care au fost în sport. Dar când noi avem, știți foarte bine, cu ministrul care nu... Care întreabă, nu, care nici măcar nu știe cine face parte din această națională Under 21, da. Foarte lăudată în această vară. Băieții ăștia au devenit vedete în câteva luni. Sportul este, în multe țări, este o industrie. O industrie care consumă resurse, dar produce rezultate. Rezultate care o parte sunt măsurabile, mă refer la bani, venituri, vânzări de echipament, vânzări de tricouri, vânzări de bilete, spectacole, show-uri, nebunii până rând,
plus beneficii în ceea ce care constau în sănătatea copiilor care vin la stadion și aleargă o jumătate de oră, o oră în loc să stea cu panorama aceea de telefon în față. Sunt o grămadă de beneficii, dar ele trebuie văzute nu doar cât consumul, trebuie văzute și ce poate, ce pot produce aceste sporturi, aceste investiții. Iar la noi totul nu este văzut decât atâția bani are autoritatea locală, 5 acolo, 3 acolo, 2 acolo, la sport, data viitoare. Iar sportul, la rândul lui, ca orice vreți să vorbim despre sănătate, despre drumuri, despre autostrăzi, despre... Nu este o chestie care astăzi bagi bani, mâine dacă nu mai bagi, nu mai bagi, dar apoi ne băgăm iar și ori. Nu, există un trend, un antrenor nu se crește, nu se face de azi pe mâine, decât bine, dar azi ai mulți bani și l-aduci pe Mourinho, pe cine vrei tu. Dar asta... și dacă l-aduci pe Mourinho, dar n-ai materia primă pe care Mourinho să o antreneze, asta ce spun, se întâmplă? Trebuie să ai un întreg eșafodaj, pornind de la bază sportivă, antrenori, conducători, în primul rând copiii sportivi, bineînțeles, la toate vârstele până sus, la cel mai înalt nivel. Noi am demonstrat an la rând la Iași, și nu numai la Iași, în Moldova în general, că din zona asta există un rezervor genetic, ca să spun așa, deosebit pentru rugby. Avem atâția jucători care au plecat în toate cele patru zări ale pământului și au avut rezultate excepționale, au reprezentat România cu mare succes. Și la rugby, și la judo, și la o grămadă de sporturi, mai ales la astea grele, ca să fim sinceri. Ca, nu știu de ce, parcă așa e gena locului. Dar dacă gena asta nu este ajutată, nu este pus într-o piramidă, cum spuneam mai devreme, nu, îți doar salturi, îți doar faci azi, mâine iară se dărâm, apoi mâine iară o iei de la zero, începi cu rugby în 7, hai băieți pe degeaba, hai, tu iei pe ăla degeaba, dacă ăla mâine n-are chef să vină care... sorsa nu te ia ca nu vine, ce-i faci? Și atunci ce ar trebui? Să se nască câte un Gheorghe Hagi în fiecare ramură sportivă și în fiecare județ al țării? Din păcate nici n-ar fi suficient, pentru că Gheorghe Hagi a avut în spate o carieră atât de lungă și atât de fructuoasă, încât puțini sportivi, indiferent de ramură, pot avea așa ceva. Ca să aduni niște bănișori, cum a adunat el, ca să bagi într-o academie, trebuie să faci un sport care îți aduce bani. Sporturile care aduc bani la ora actuală, bani din același din nivelul ăla, sunt puțini. Fotbalul, poate tenisul, poate două, trei sporturi. În rest, la rugby, ca să zici că joci nu știu câți ani după aia să faci academie, cam nu prea. Da, de exemplu, că tot amintează despre tenis, e corectă povestea asta cu Simona Halep, care e un bun național? Că eu nu prea sunt de acord cu povestea asta. Eu cred în felul următor. Eu, din ce am văzut eu așa, când câștigă ideea noastră, e când pierde, nu ideea noastră. Nu ideea noastră. Da, da. Ce să spun? Este meritul lor personal, meritul familiei, meritul așa. Și este plăcut și noi să ne împăunăm cu rezultatele ei totuși. Undeva scrie acolo România când se duce ea. Cu toate că pe ea o cam deranjează de fapt România asta, pentru că dacă vă uitați era... Până la urmă, ei doar îi consumă din... Era japoneza aia care s-o bătutea în scapă numele acum un an sau doi. Așa. Și Halep poate ca să chinuia să obțină un contract bun cu Adidas, pe care aia l-a obținut cu mult mai mari, fiindcă era în Japonia și reprezenta Adidas sau nu știu firma, într-o piață uriașă și mare și bogată. Ea ar fi reprezentat Adibasul în România pentru o piață mică și săracă. Și atunci, normal că bănuțul ei era mai puțin. În afară de faptul că nu a ajutat prea tare ei, România pe spate. Ia foarte mult statul din câștiguri. Acum nu știu. Ia, dar nu știu dacă de multe ori se impozitează la bază. Adică poate a fost impozitat în Anglia. Păi nu, dar îi mai ia încă o dată și în România. Nu cred. Ba da. Îi mai ia încă o dată și în România pentru că e bani care se varsă într-un cont din România și atunci automat... Contul, între țările civilizate există o dar noi nu suntem convenție de evitare dublei impuneri care spune că dacă ți-ai plătit impozitul în țara aia, nu mai plătești pe același câștig. Să dea Dumnezeu, dar eu așa știam că se ia. Deci din toate sporturile astea, practic, într-adevăr ar trebui să existe câte un Gheorghe Hagi, mă rog, care să poată să aibă averea lui Gheorghe Hagi și totodată nebunia, cu ghilimele de rigoare, nebunia frumoasă a lui Hagi. Noi și istoric suntem cumva setați pe ghilimele de rigoare de al de Hagi. Adică pentru noi totdeauna noi nu am fost
un stat sau o țară puternică. Noi tot timpul ne-am bazat pe un lider. Salvator, pe un, da. Pe un Ștefan cel Mare, pe un Vlad Țepeș. Când l-am avut pe ăla, am fost tari. Când nu l-am mai avut pe ăla, cum spui și tu, mamă, dacă avem Gheorghe Hagi, facem... Dacă nu avem, nu mai faci. Că nu... Dacă nu avem, începem să citim Iorița. Da, din păcate Miorița e lângă gena aia cu sportica și nea, alături și Miorița care... Sau Mănăstirea Argeșului, depinde că sunt mai multe capodopere. Aia măcar există tentativa de a construi acolo. Dar n-am găsit-o pe Anang. Din păcate sunt și de-astea. Ce se poate întrevedea în sportul ăsta ieșean? Dacă vorbim despre rugby în particular, am toate speranțele că va fi bine, pentru că avem la ora actuală două echipe de junior, U16, U17, una a domnului profesor Iftodi, una a domnului profesor Clapon, care alu Claudiu Clapon a fost chiar campionul național la categoria lor de vârstă, care în 2-3 ani vor crește, nu vor fi chiar de jucat în Superligă, dar având două generații la rând care vin unul pe alta, vei avea din ce completa o echipă, plus că mai sunt o grămadă de copii care joacă într-o grămadă de alte echipe, care vor să vină acasă. Care vor să vină să joace acasă, vor să vină la Iași. Virgila meu vrea să vină la Iași. Asta era următoarea întrebare, mi-ați suflat-o. Ce zici? Acum a semnat cu Clujul, va juca acolo. Asta era. Voiam să știu, da. Ce mai face... Ce să facă? Face bine, a terminat bacalaureatul. Ghenea juniorul. A luat bacalaureatul, e student la Cluj, joacă la senior la Cluj, la junior la Baia Mare, că mai are un an de juniorat. Și trebuie să stea departe de casă? Trebuie să stea, fiindcă aici n-are echipă. N-are ce face. Da, mai merge în deplasări la Politehnica? Dar cum? Dar are abonament la Politehnica? Cum? Dar au fost la prima etapă, care au fost la Cluj. Nu știa cu cine să strige, că ea strigau cu Cluj. Să uita urât la el. La Moldovene! Până la urmă, se pare că ar trebui să ne bazăm pe copii de foști sportivi, nu? Pentru că, până la urmă, se insuflă din generație în generație dragostea asta pentru sport. Și... practic cu ei să mergem mai departe, mă gândesc. Cred că dacă ar fi să fim cinstiți cu noi, cred că mai degrabă aș merge pe copiii de la țară. Sau așa, da. Vreau să cred eu și după știința mea cam așa este, copiii de la țară care îi mai scoate la munca câmpului, îi mai trimite cu vaca, îi mai nu știu dacă reușești, să-l aduci la Iași. Să-i dai cămin, să-i dai cantină, să-i dai o școală, cel puțin până termină liceul, poți să faci cu el performanță. La Clubul Sportiv Școlar numărul 2 din Baia Mare, unde băiatul Virgil al meu a fost vreo 3 ani de zile, au fost campioni, echipa generației lui Virgil, au fost campioni cu U16, cu U18 și U19. Dar toate echipa, dintre care mai mult de jumătate sunt moldoveni, de la Pașcani, de la Vadul Moldovei, de la Iași, de la Fălticeni, stăteau în cămin, mâncau la cantină, toți erau în aceeași clasă. De nu, că să vezi că ți-au luat bacul. Mulți, față de media, așa, pentru o clasă cu profil sportiv, care nu e excepțional de bine. Dar cineva le are grija, nu îi lasă de capul lor, nu așa, ia în pregătire centralizată, îl vezi ce mănâncă, îl vezi când scapă țigara în gură, îl vezi când... Da, așa, la oraș, cum se spun, vine azi, vine mâine, băi, fii atent, ai treaptă, sau cum se cheamă acum, evaluarea națională, aia, gata, lasă sportul, treci și învață. Și ajungem până la urmă tot la povestea asta centralizată despre care vorbeam câteva minute mai devreme în ceea ce îl privea pe Gheorghe Hagi. Tot la poveștile astea ajungem. Sportul de performanță în ziua de astăzi este o industrie tot de performanță. Înseamnă, în afară de antrenamente, în afară de antrenori pregătiți, înseamnă alimentație, înseamnă suplimente, înseamnă recuperare, înseamnă odihnă, înseamnă confort psihic. Înseamnă o grămadă de chestii. Trebuie să ai, dacă ai o echipă de 20, aproape că trebuie să mai ai încă 20 pe lângă. Îți trebuie 2-3 antrenori, îți trebuie șofer, îți trebuie psiholog, îți trebuie nutriționist, îți trebuie fizioterapeut, îți trebuie medic, îți trebuie o grămadă. Nu mai este cu hai cu toți, cu turma, cum era odată. Dacă vrei să faci performanță, dacă vrei să faci așa un sport de masă, națoții, dă-mi 1000, o mai faci, dar nu faci performanță. Trebuie să ai, eu știu, o grămadă de echipe de, așa, de masă, să spui, și pe urmă încet, pe măsură ce cresc în vârstă, pe vârfurile să le aduni, să le cantonezi, să le ții în pregătiri centralizate. Nu mai este acum, nu mai poți să lești să mănânci ce vrea el. Eu, Virgil, a jucat, de exemplu, 2 ani handball la LPS la Iași. Și
Eu care aveam o leacă de idei despre sportul de performanță, am sezizat că ceva nu e regulă cu copiii. Și am chemat, l-am rugat într-o zi pe domnul antrenor Pădurariu, să adune toți copiii și toți părinții și l-am chemat pe doctorul Crivoi, care cred că îl știe foarte bine. Păi, hai vorbește alea cu ăsta, ceva mie mi se pare că nu. Băi, când a început doctorul Crivoi să le spună de micronutrienți, ia mai jos o leacă. Domnule, știi, proteină, alea. Mai jos o leacă. Doamne, ce au mâncat copiii voștri dimineață? Marea majoritate nu mâncase nimic. O câțiva niște lapte cu cereale, cu nu știu ce. Și copilul ăla venea la ora 10 la antrenament până la ora 12. Și la ora 1 începea școala. Și până la 6 după amiaza când termina școala, ăla, dacă mânca, lua ceva de la chioșc, niște prostii, niște până... Nu poți să faci performanță cu de-asta. Vorba ești la LPS, totuși, unde... Da? Unde ești specializat, da, practic, pe povestea adică, asta. Și până și părinții trebuie să aibă o leacă de idee. Ei, copilul meu face sport, de performanță. Ei, trebuie să-l hrănești într-un anumit fel. Nu pleacă pe mațul gol dimineața de acasă și până la 6 seara îți mănâncă 2 croasante și nu știu, bea Coca-Cola. Ce să vorbești de micronutrienți, de suplimente, de alea, vorbești la bec. Bine, și performanța până la urmă trebuie să vină de undeva și aveam un exemplu pe care nu pot să nu-l dau, chiar dacă nu ține de rugby, ține de fotbal. Vă povesteam în pauza de publicitate faptul că a existat o întreagă polemică în weekendul acesta despre motivul pentru care Ilie Poenaru, antrenorul de la Academica Clinceni, a picat examenul de licență pro, chiar la proba practică. Și toată lumea era foarte contrariată. Dom'le, totuși e un fost fotbalist de notorietate, e un antrenor care a promovat până acum cu două echipe FC Voluntari și Academica Clinceni în Liga 1. Ok, e tânăr și e, poate că nu au auzit foarte, foarte mult despre Ilie Poenaru, dar este un om de viitor în fotbal, asta este cu siguranță. Și toată lumea se întreba de ce, de ce. Ei bine, a tăcut Ilie Poenaru cât a tăcut și până la urmă a explicat motivul pentru care, șoc și groază, nu a luat licența pro și va fi nevoit să fie trecut pe post de secund, iar secundul pe post de principal din cauza acestui eșec pe care l-a suferit. Eu nu pot să-l numesc un eșec pentru că motivația este una halucinantă. Subiectul pe care l-a avut de susținut Poenaru, spun cei de la Gazeta, a fost pasta filtrantă. Iar la un moment dat, exercițiul prezentat a conținut o pasă filtrantă dată din ultimii 16 metri. Imediat a intervenit Valentin Sinescu, unul dintre membrii Comisiei de Examinare, care a declarat următoarele. Nu există pasă filtrantă dincolo de 16-18 metri. Poenaru a rămas interzis și chiar a intrat într-un dialog contradictoriu cu cei din Comisie, spunându-le, domnilor, această filosofie a mea am aplicat și pe parcursul sezonului trecut și cu ajutorul ei am reușit să marcăm 6 goluri. Poenaru a fost antrenor cu la Clinceni anul trecut și a bifat o mare performanță, a promovat direct cu un club al cărui buget a fost de numai 400.000 de euro. Ei bine, Ilie Poenaru nu a fost la prima abatere, cu ghilimele de rigoare, de acest gen și a promovat activ în Liga 1 și pe Voluntari în 2014-2015. Membrii comisiei nu i-au acceptat însă argumentele, ceea ce i-a șocat și pe ceilalți participanți la examen. Acest principiu, pasă filtrantă din careul advers, este aplicat chiar și la nivelul cel mai înalt în fotbalul european. Barcelona are foarte multe goluri înscrise prin acest procedeu, cu Messi pe rol de servant și Suarez la finalizare. Messi dă pasă filtrantă și la 11 metri, iar la școala de antrenori a FRF se interzice acest lucru chiar dacă, și chiar nu-ți dă licență pro. Deci, dacă faci ce face Barcelona, nu primești licență. Declarația unuia dintre cei care au susținut testul. Ei bine, țin să vă anunț că și anul trecut s-a întâmplat o fază de genul acesta, halucinantă, atunci când Gică Popescu, și nu cred că cineva n-a auzit de Gică Popescu, a încercat să-și ia o licență A de antrenor. Și a fost pus să treacă o anumită probă practică, care a constat în a marca un gol de la 35 de metri fără ca mingea să atingă pământul înainte de a intra în poartă. Trebuie să vă citesc și declarația lui Gică Popescu, pentru că de asemenea este halucinantă. Eu vă spun doar atât. După 115 meciuri la prima reprezentativă a României, eu nu mă fac de râs. Asta i-am transmis și domnului Aplozan pe un ton foarte respectuos. Ideea este că e un examen idiot. Eu vorbesc strict despre examen și rețineți, nu doar pentru mine, fiindcă nu doar mie mi se impuneau aceste probe practice, ci tuturor celor care doresc să devină antrenori, a comentat Gică Popescu. Și
trebuie să vă spun și cine face parte din această comisie și după aia chiar o să vreau să comentăm în ultimele 3 minute ale ediției de astăzi. Dan Apolzan, care nu a fost fotbalist, a antrenat doar grupe de copii și juniori la Sportul. Aurel Țicleanu este singura excepție, fost fotbalist important la Craiova, Sportul și echipa națională. Ca antrenor are o experiență de peste 15 ani, însă fără rezultate notabile. Adrian Zabo, fotbalist modest la Steagul Roșu, ICIM Brașov, Precizia Săcele, antrenor fără niciun rezultat notabil, nivelul maxim la care a antrenat a fost FC Brașov, în rest a bifat doar echipe precum Corona, ICIM Brașov și Precizia Săcele. Valentin Sinescu, fotbalist la nivelul ligilor inferioare, a antrenat fără niciun rezultat echipe precum Câmpina, SCM Pitești, Unirea Dej, SCM Sighetul Marmației și a trecut în perioade extrem de scurte și pe la Petrolul și Astra. Și Răzvan Rotaru, fost fotbalist la nivelul Diviziei B și fost ziarist la Gazeta Sporturilor. Cum comentați, domnule Ghenea, povestea uneori, asta? Uneori, domenii diferite, cum ar fi în cazul ăsta sportul și economia, au unele reguli îngrozitor de similare. În economie este o vorbă spusă de un mare economist, îmi scap acum numele, care spune în felul următor: dacă un om care produce ceva are nevoie de o autorizație, de o licență în cazul ăsta, de la cei care nu produc nimic, avem o mare problemă. Da. E simplu, e banal, adică... Cei de la Gazetă mai invocau și faptul că, acum, să nu fie cu supărare, Mirel Rădoi și-a demonstrat calitățile de antrenor. Nu știu dacă și-a luat bacul între timp, dar știu că era o mare problemă pe când o antrena pe FCSB cu povestea asta cu bacul. A luat licența pro cu nota 10, cu brio. La fel și antrenorul de la fete, de la echipa de fete. Și spuneau că ambii sunt angajați ai federației. Deci atunci când ești angajat al federației, nu e nicio problemă să iei licența pro și fără și cu pasă filtrantă. Acum, hai să spunem în felul următor. Rădoi și-a arătat calitățile de antrenor, deci... Deși a și avut un lot plin de vedete. I-a ieșit, da. Da, o luat, așa, domnul de la fete nu-l cunosc. Doamna, e doamna, Maria, nu mai știu, da, cum nu știu, nu se intitulează doamna. Să comentez. Ideea este că într-o grămadă de alte domenii, inclusiv în sport, apar tot felul de aberații de genul ăsta. Sunt niște oameni care fac niște reguli fără a fi implicați în domeniul respectiv. Îmi pare rău, nu sunt, sportul ar trebui să fie departe de politică, dar dacă ați văzut zilele trecute, guvernul a anunțat că va da o ordonanță de urgență cu zahărul din băuturile. Da. Noi sunt perfect de acord. Perfect de acord. Pe de o parte că trebuie să adun niște bani la buget și asta pot să o înțeleg. Că zahărul face rău la dințișori, la copii. Perfect de acord. Dom'le, dar de 30 chiar e nevoie de ordonanță de urgență. Dom'le, adună-i toți producătorii și spui, uite, noi avem niște studii făcute din nutriționiști care spun că zahărul până de aici până aici e bun și de aici mai încolo nu mai este bun. Încadrați-vă toți aici ca să dai timpul ăla, pregăte. De ce trebuie ordonanță de urgență? Păi vă spun eu de ce. De la moment la o să-i pui pe toți în situații proaste. Păi este o urgență, domnul Ghenea. Îi prins cu stocuri, îi prins cu nebunii. Este o urgență. Vin alegerile prezidențiale. Asta e urgența. Și trebuie să-și mai bifeze ceva acolo. Bine, nu că par conta, dar trebuie să-și mai bifeze ceva. Exact. Poate, că poate nu știți că doamna Dăncilă, doamna prim-ministru Dăncilă, va candida la președinție. Știu. Ce o să fac? O să-și pun o sticlă de suc fără zahăr? Sau ce... Nu, dar trebuie să mai bifeze o reușită. Da, poate fi, nu zic nu, dar ideea mea era nu că de ce face lucrurile astea. Vreau să spun că de multe ori lucrurile astea, cei care dau legi sau cei care aplică legile sau cei n-au care nicio sunt legătură în... cu... De, nu sunt, nu în domeniul ăla, nu chemi un meseriaș care să spună, bă, tată, aici cam așa se face, nici nu trebuie să faci mai lucrurile astea, s-au făcut afară acum 10 ani, acum 30 de ani. În Anglia sucurile sunt supraimpozitate, în Italia, în Franța. Ia domnule la legislațiile ăla, vezi cam cum e. Dă-i o să o citească la toți producătorii, la toți comercianții, la cei semnificativi. Ăla își pune și el observațiile acolo, trage-o și ai făcut o lege, o treci prin Parlament, ca așa și aici. Vin niște, nu-mi permit, nu-i cunosc în afară de Țicleanu, care am auzit de el, mă rog, știu că l-am văzut la televizor. Trebuie să existe excepții. Da? Restul nu-i cunosc, dar asta nu înseamnă nimica, pentru că eu cunosc puțină lume în fotbal. Dar nu poți tu să-i spui lui Gică Popescu, care vorba aia, că trebuia să dai așa și nu așa. Ei,
Băiete, da. Dumnezeu, adică e, nu e chiar așa. Așa se întâmplă, din păcate, în România noastră de toate zilele. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați stat și în această după-amiază încă o oră alături. Până săptămâna viitoare să auzim numai de bine în Sportul Ieșan și nu numai. Sunt Laura Hulubei, vă dau întâlnire și lunea viitoare. Rămâneți alături de Iași TV Live. La revedere!